Testamentul politic al lui Corneliu Zelea Codreanu, redactat cu însăși cuvintele acestuia. Cinstiți români, domnilor și doamnelor, preaonorate familii românești, poporul român este poate singurul popor care, în toată istoria sa, n-a cunoscut păcatul robirii, încălcării sau nedreptățirii altor popoare. Sufletul românesc trăiește de veacuri cinstit pe aceste meleaguri dintre Nistru și Tisa. Sub domnia cuvântătorilor partidelor, românul de pretutindeni a sărăcit și a îngenunchiat în fața străinului pripășit de curând. Rosturile mari ale patriei sunt părăsite. Lumea noastră, politicianizată, nu mai vede în față decât interesul partidului pentru a cărui biruință sacrificată în fiecare zi și ceas de ceas însuși viitorul nostru ca neam. Muncitorii români părăsiți în groașe rândurile comuniștilor. Comerțul românesc lipsit de protecție îngenunchează în lupte neegale cu străinul. În cadrele armatei noastre pătrunde tot mai adânc și tot mai sus germenul dizolvant și corupător de conștiințe. Țăranul român își vinde produsul sub prețul de cost. Magazinele sunt pline de cămătari și samsari. Ei se înmulțesc în dauna celor care muncesc. Poporul este spoliat. Românul înglodat în datorii a ajuns rob. Țara împărțită în partide se destramă sub ochii noștri. Conducerea partidelor nu are niciun pic de direcție naționalistă, de o oblăduire și încurajare a elementului românesc care ține de multe secole pe umerii săi viața țării. Pe deasupra milioanelor de gospodării care se distrug, deasupra milioanelor de suflete sărace care plâng, se înalță batjocoritor palatul tâlhăresc al jefuitorului de țară. Cine este acesta? Este trădătorul de neam și de țară, este omul de afaceri profitor care te-a luat în arendă, iar tu ai căzut în stăpânirea lui cu țara pe care ai creat-o. O minciună sunt toate programele noi și sistemele sociale fastuos etalate poporului, dacă în spatele lor rânjește același suflet de tâlhari, aceeași lipsă de conștiință într-o îndeplinire a datoriei, același duh de trădare față de tot ce românesc, același desfrâu, aceeași faptă de risipă și de lux. Bacșișul, mita și oția au desființat sănătatea morală a națiunii române. Străinii ne-au copleșit. Trăim într-o țară care moare în fiecare zi din lipsă de ținută morală și de corectitudine interioară. Pământul nostru a fost pământul năvălirilor. El însă n-a cunoscut niciodată vreo armată care să fie ajuns la formidabilul număr al străinilor de azi. Năvălirile treceau peste noi mai departe. Năvălitorii de azi nu mai pleacă. Se stabilesc aici pe pământul nostru într-un număr neîntâlnit până astăzi și se pretind ca răia în trupul pământului și al nației. Firește, nu interesează numai numărul în sine, cantitatea, ci și calitatea celor care îi reprezintă și mai ales interesează pozițiile pe care le ocupă în structura funcțională a unui stat și în viață sub toate formele a unei națiuni. Și poate nu e bine zis năvală, căci aceasta presupune ideea de violență, de curaj, moral și fizic. Infiltrația este termenul cel mai potrivit pentru că cuprinde mai mult ideea de strecurare pe nesimțite, strecurarea lașă și perfidă. Căci nu e puțin lucru să răpești pământul și avuțiile unui neam, fără ca măcar să-ți fi justificat prin luptă, prin înfruntarea riscului, printr-o mare jertfă, cucerirea făcută. Atacul asupra clasei de mijloc românești a fost dat cu precizia pe care o întâlnim numai la unele insecte de pradă care, pentru a-și paraliza adversarul, îl împung cu acul în șira spinării. Nu se putea un loc mai bine ales. Clasa de mijloc atacată cu succes înseamnă spargerea în două a neamului românesc. E singura clasă care are un dublu contact, în jos cu cea țărănească pe care stă suprapusă, exercitând asupra ei o putere de autoritate și prin starea economică mai bună și prin aceea de cultură, în sus cu cea conducătoare pe care o susține pe umerii ei. Atacul reușit asupra clasei de mijloc, adică nimicirea ei, atrage după sine ca o consecință fatală, fără efort din partea atacatorului. 1. Năruirea clasei conducătoare. 2. Imposibilitatea refacerii ei. Și 3. Zăpăcirea și îndobitocirea
înfrângerea și robirea clasei țărănești, iar moartea, pieirea poporului românesc, nu înseamnă moartea celui din urmă român, după cum își imaginează unii. Moartea aceasta înseamnă viața în sclavie, readucerea la starea de viață de rob. Mai mult, clasa de mijloc fiind, prin firea lucrurilor localizată în orașe, pierderea orașelor noastre românești are consecințe nimicitoare pentru noi, căci orașele sunt centrele economice ale unei națiuni. În ele se acumulează toată bogăția nației, încât cine este stăpân pe orașe, acela este stăpân pe mijloacele de subzistență, pe bogăția națiunii, iar o populație se înmulțește și se dezvoltă în limita mijloacelor de subzistență de care dispune. Cu cât aceste mijloace sunt mai puține, cu atât mai puține vor fi posibilitățile de creștere și dezvoltare a populației respective și invers. Așadar, trecerea bogăților din mâinile românilor în mâinile străinilor nu însemnează numai aservirea economică a românilor și nu numai aservirea politică, pentru că cine nu are libertate economică, nu are libertate politică, ci însemnează și că, în măsura în care ne dispar mijloacele de subzistență, în aceeași măsură, noi românii ne vom stinge de pe pământul nostru. De asemenea, orașele sunt centrele culturale ale unei națiuni. Aici sunt plasate școlile, bibliotecile, teatrele, sălile de conferință, toate la îndemâna orășenilor. O familie de țăran român, din cine știe ce fundătură de sat, departe de oraș, rar își poate întreține măcar un singur copil la școli până la sfârșit. Și în acest caz este complet sleit de puteri și avere, încât periclitează existența celorlalți 4 sau 5 copii rămași acasă. Deci cine stăpânește orașele, stăpânește posibilitățile de a se adăpa la cultură. Dar nu numai atât. La orașe și în școli, o națiune își împlinește misiunea ei culturală în lume. Cum este posibil ca românii să-și poată împlini misiunea lor culturală prin glasuri, prin condeie, prin inimi, prin minți străine? De asemenea, cum elevii și studenții de astăzi sunt nimeni alții decât profesorii de mâine, inginerii de mâine, magistrații de mâine, deputații de mâine, cu un cuvânt conducătorii de mâine ai neamului în toate domeniile de activitate? Dacă elevii de astăzi sunt 60-70% străini, mâine, în mod logic, vom avea 60-70% conducători străini ai acestui neam românesc. Astfel, orașele sunt centrele politice ale unei nații. Din orașe se conduc națiile. Cine stăpânește orașele are, direct sau indirect, conducerea politică a țării în mână. Poporul român n-a cunoscut decât lupta dreaptă. În contra noilor arme de luptă și distrugere, viclenia și perfidia, el s-a găsit dezarmat. În presa ostilă neamului, focar de infecție morală, de otrăvire și zăpăcire a românilor, ura împotriva românilor e binecuvântată, e susținută, se face apel la ea. Când e vorba însă ca românii să-și apere drepturile lor încălcate, acțiunea lor este etichetată drept ură și ura devine un semn al barbariei, un sentiment înjositor pe care nimic nu se poate clădi. Ori de câte ori nația românească a fost amenințată în existența ei, această presă a susținut tezele care conveneau mai bine dușmanilor noștri. După cum, urmărind evenimentele, ușor se poate vedea că aceleași teze au fost combătute cu înverșunare ori de câte ori ele erau în favoarea unei mișcări de renaștere românească. Libertatea așa de mult contestată, mișcării naționale, era ridicată la rang de dogmă, întrucât ea trebuia să servească cauzei nimicirii noastre. La adăpostul ei, presa aceasta atacă ideea religioasă la români, slăbindu-le astfel rezistența morală și răpindu-le contactul cu Dumnezeu. Presa aceasta împrăștie teoria antinaționale, slăbindu-le credința în națiune și rupându-i de pământul țării, de dragostea pentru acel pământ care, în toate timpurile, a fost îndemn la luptă și sacrificii. Presa aceasta prezintă fals interesele noastre românești, dezorientând și îndreptând pe români pe linii opuse intereselor naționale. Presa aceasta înalță mediocritățile și oamenii capabili de corupție,
pentru ca străinul să-și poată face interesele lui și coboară valorile morale care nu se vor preta a face servicii intereselor acestuia. Presa aceasta omoară adevărul și slujește minciuna, cu perseverență diabolică întrebuințează calomnia ca armă de distrugere a luptătorilor români. De aceea un român trebuie să fie atent când citește o foaie, stând în gardă față de fiecare cuvânt care nu e la întâmplare aruncat și căutând a descifra planul cu care el a fost scris. Totul se reduce la cunoașterea inamicului și în momentul în care noi românii îl vom cunoaște, îl vom învinge. Există o concordanță perfectă între politica externă și politica internă românească, pornind amândouă din același fond de ură împotriva ideii naționale și a creștinității. Ruperea legăturilor cu cerul și cu pământul, prin împrăștierea pe scară întinsă a teoriilor ateiste, introducerea certurilor și luptelor fratirdice, introducerea imoralității și a desfrâului, constrângerea materială prin limitarea la maxim a mijloacelor de subzistență, otrăvirea fizică, beția, toate acestea nimicesc o nație mai rău decât dacă ai bate-o cu mii de tunuri sau cu mii de aeroplane. Și toate acestea sunt cauzate de otrava politicianistă. Tot ce fac politicienii români, fac pe carnea, pe sângele și pe răspunderea noastră. Este îngrozitor ca faptele și atitudinile lor de astăzi să atragă o mare răspundere pe umerii generației noastre. Toți cei ce se găsesc pe linia destinului și a istoriei naționale au datoria să ceară și să impună scoaterea politicii românești de sub influența și comanda coaliției oamenilor cu păcate față de neam. România trebuie să fie condusă de români. E ceasul să punem temeliile unei epoci noi. O epocă de întoarcere la realitățile naționale, dând națiunii înțelesul ei real de societate naturală, a unor indivizi de aceeași rasă, iar nu în sensul naționalității juridice a cetățeanului, care permite transformarea automată în români a maselor de străini năvăliți la noi pentru a ne cuceri și oprima. E ceasul să se înalțe din temelii un stat nou, etnic-național, întemeiat pe primatul culturii naționale, pe primatul familiei și pe primatul corporațiilor muncitoare. Despoliticianizarea țării este o poruncă a vremii. În locul partidelor mereu aplecate străinilor, politica de neatârnare și încurajarea românismului susținător de țară. Români, un singur glas trebuie să ascultați, tainic și nepătruns ca Dumnezeu, chemarea patriei. Acest glas să-l audă toată suflarea voastră, lui să vă supuneți într-un suflet. Un stat nou cu oameni cu păcate vechi nu se poate concepe. Statul este o simplă haină care îmbracă trupul națiunii. Putem face o haină nouă, luxoasă și scumpă, dar ea nu va fi de niciun folos dacă va îmbrăca un trup istovit, distrus de cangrene morale și fizice. Mișcarea noastră nu poate birui decât odată cu desăvârșirea unui proces interior de conștiință a națiunii române. Când acest proces va cuprinde majoritatea românilor și se va desăvârși, biruința va veni automat. Ne trebuie omul de credință, omul viteaz, omul de jertfă, omul corect. Corect în raport cu el, corect în raport cu lumea, în raport cu țara sa și în raport cu Dumnezeu. Cea dintâia noastră revoluție morală în viața publică sau privată trebuie să fie aceea de a ne învăța să nu mai câștigăm nimic din tragerea pe sfoară a altui om. Niciun drept nu putem avea, nicio critică sau înfierare a politicianismului incorrect nu putem face dacă noi înșine nu suntem corecți. Noi așteptăm biruința noastră de la desăvârșirea în sufletul națiunii a unui proces de perfecțiune omenească. Omul nou sau națiunea înnoită presupune o mare înnoire sufletească, o mare revoluție sufletească a poporului întreg, adică o împotrivire direcției spirituale de astăzi și o ofensivă categorică în contra acestei direcții. Aceea stare de înaltă conștiință, aceea stare de elan la care se poate ridica un neam chemat să-și hotărească propria soartă. La acest mare examen, la acest concurs care se dă între națiile lumii, se apreciază nu formarea și înfățișarea noastră a statului, ci capacitatea de conștiință și demnitatea națiunii. Poporul român
nu are nevoie de un mare om politic, așa cum greșit se crede, ci de un mare educator și conducător care să biruiască puterile răului și să zdrobească tagma celor răi. Pentru aceasta însă, el va trebui să biruiască mai întâi răul din el și dintre ai lui. Țara aceasta piere din lipsă de oameni, nu din lipsă de programe, pentru că așa cum sunt astăzi oamenii crescuți de politicianism, vor compromite cele mai strălucite programe. Deci nu programe ne trebuie, ci oameni, oameni noi. Să vă pregătiți temeinic, nu atât mintea, cât sufletul, pentru că filozofi avem destui, dar ce folos că ei sunt lași, fără caracter, fără suflet, sau mai bine zis, cu suflete pierdute. Caracteristica timpului nostru, ne ocupăm cu lupta dintre noi și alți oameni, nu cu lupta dintre poruncile Duhului Sfânt și poftele firii noastre pământești. Ne ocupăm și ne plac victoriile asupra oamenilor, nu victoriile împotriva păcatului. Ne desolidarizăm de o mentalitate tot stăpânitoare peste veac și peste lume. Ucidem în noi o lume pentru a înălța o alta înaltă până la cer. Domnia absolută a materiei răsturnată pentru a fi înlocuită cu domnia spiritului a valorilor morale. Nu negăm și nu vom nega existența, rostul și necesitatea materiei în lume, dar negăm și vom nega de-a pururi dreptul stăpânirii ei absolute. E ceasul să se desfințeze tot ce e parazitism pe trupul istovit al țării, să se răscolească, să se organizeze și să se stimuleze toate energiile creatoare ale neamului să se facă dreptate românului în propria sa țară. Programul este să dăm tot ce avem pentru neamul nostru, luptând din toate puterile împotriva acelora ce-l fură, exploatează și dezonorează, amenințându-i existența. Rațiunea pe care o ridică lumea împotriva lui Dumnezeu, noi fără a o arunca și disprețui, o vom pune acolo unde e locul ei, în slujba lui Dumnezeu și a rosturilor vieții. Programul e trasat și fixat într-un singur cuvânt, învingători. Pe acesta îl opun tuturor programelor mincinoase, ticluite pe zeci de articole, care vi se flutură și astăzi pe dinaintea ochilor stinși de foame. Sufletul este punctul cardinal asupra căruia trebuie să se lucreze în momentul de față. Sufletul individului și sufletul mulțimii. De la noi să pornească în toate straturile societății o viață românească bazată pe onoare. Nu cerem nimic pentru noi, ci dăm. Dăm suflet, muncă, suferință pentru ziua cea sfântă a biruinței neamului românesc. Un suflet ales nu are nevoie de răsplată atunci când face un bine. Scurt și cuprinzător, căci o politică este bună sau rea, nu atunci când ea se pretează la demonstrații teoretice, ci atunci când rezultatele ei sunt bune sau fatale pentru țară. În locul omului slab și învins, care se apleacă mereu la toate bătăile de vânt, om care covârșește ca număr în politică, ca și în celelalte ocupații, trebuie să creăm neamului acesta un învingător. Toată problema se pune în înfrângerea oricărei pofte, în biruirea trupului și a materiei, în eliberarea sufletului de subjugul materiei, în concentrarea în rugăciune, deci în apropierea cât mai mult de morți, de sfinți, de Mântuitorul Iisus Hristos, de Dumnezeu. Chemați morții să se roage totdeauna alături de voi. Cei ce vă rugați, fiți singuri că în calea voastră totul se va lumina. Pentru a fi biruitori, trebuie să începem prin a ne birui pe noi, a ne birui înfrângând în noi orice dorințe, orice veliități deșarte, orice pofte de mărire, orice interese personale. Să ne străduim să devenim cu toții elită. Elită înseamnă permanenta jertfire de sine în slujba neamului, trăirea aspră și severă a vieții, că unde încetează jertfirea de sine, acolo încetează elita. Există o lege a firii care așează pe fiecare la locul său, răzvrătiți în contra firii de la Lucifer și până azi, toți răzvrătiții aceștia de multe ori foarte inteligenți, dar totdeauna lipsiți de înțelepciune, au căzut străfulgerați. În cadrul acestei legi a firii, acestei înțelepte așezări, oricine poate lupta, are dreptul să lupte, trebuie să lupte pentru mai bine. În afară, în contra, peste această așezare
nimeni nu poate activa nepedepsit și neînfrânt. Globula de sânge trebuie să rămână în cadrul și în slujba organismului omenesc. O răzvrătire ar fi chiar când nu s-ar ridica împotriva organismului, ci mai puțin, când ar sta în propria ei slujbă, când nu s-ar satisface decât pe ea însăși, când n-ar avea altă menire și alt ideal, când ar deveni propriul ei Dumnezeu. Individul în cadrul și în slujba neamului său, neamul în cadrul și în slujba lui Dumnezeu și a legilor dumnezeirii. Nu se admite ca pentru pâinea ta să pustiești și să dai pe mâna unei nații străine tot ce a agonisit truda unui neam de eroi și de viteși. Dreptatea ta în cadrul dreptății neamului. Nu se admite ca pentru dreptatea ta să sfalmi în bucăți dreptatea istorică a nației de care aparții. Viața aspră și severă, austeră, este drumul înălțării. Comoditățile, îmbuibarea, luxurile, frivolitatea indică drumul decăderii națiunilor. Există astăzi o tendință în societate a se îmbogăți cât mai repede. Nu, veți renunța la ea. Tendința va fi să trăiesc, nu să mă îmbogățesc. Există justificat de legile naturii dreptul la viață, nu dreptul la îmbogățire. Întreaga mentalitate trebuie răsturnată. Bucuria de a se îmbogăți, pofta de câștig, trebuie schimbată cu bucuria de a face un serviciu celor din jurul nostru. Căci atâta vreme cât într-o parte pe lume va fi foame de aur, în cealaltă parte va fi foame de dreptate. Pentru că cei cu aur mult în fiecare zi rup pe nedrept câte o fărâmă din pâinea neagră a celui sărac pentru ca să-și mărească grămada lor de aur. Misterul tuturor înfloririlor pe lume stă în dragoste, dragostea de meserie și dragostea de oameni. Răspunderea unui conducător este foarte mare. El nu trebuie să delecteze ochii armatelor sale cu biruințe pământești, nepregătindu-le în același timp pentru lupta decisivă din care sufletul fiecăruia se poate încununa cu biruința veșniciei sau cu înfrângerea veșnică. Nu dați exemplu de purtări urâte, necuvincioase, mândrie, îngânfare, discuții prostești. Legea tăcerii, ocolirea oricărui conflict. Omul corect, mare cinste sufletească, cu incapacitate de a înșela sau minți. Un șef, înainte de orice, trebuie să știe să păstreze armonia. El trebuie să știe să dea organizației armonie și unitate. El trebuie să fie înțelept, trebuie să gândească bine când ia o hotărâre, pentru ca ea să fie bună. Hotărârea trebuie luată repede și dusă până la capăt. Trebuie să fie blând și să-și iubească oamenii de sub comanda lui. Trebuie să fie voios, nu întunecat și nervos. Trebuie să fie drept cu toată lumea. Nici adversarului nu-i poate face nedreptate. Va lupta cu el, îl va învinge, dar pe căile dreptății, ale moralei, nu prin lașitate sau minciună. Trebuie să fie curajos și hotărât. Trebuie să comande clar, să nu vorbească de rău pe camarazii lui, să nu permită să îi se vorbească rău despre alții, să știe să păstreze armonia în unitatea pe care o conduce, să păzească organizația de cea mai mare greșeală, neînțelegerea și dezbinarea. Un șef de-ar avea toate calitățile din lume și dacă în unitatea pe care o conduce e ceartă, dezbinare, neînțelegere, trebuie imediat înlocuit. Române, fii disciplinat, căci numai așa vei învinge. Trebuie să devii altul. Trebuie să devii un erou. Ajută-ți fratele căzut în nenorocire. Nu lăsa. Mergi numai pe căile indicate de onoare. Luptă și nu fi niciodată un mișel. Lasă pentru alții căile infamiei. Decât să învingi printr-o infamie, mai bine să cazi luptând pe drumul onoarei. Clocotește ura în jurul vostru ca marea în jurul unei insule de piatră. Vi se vor întinde paharele de ademenire. Politicianismul, prin miile de mijloace, va voi să vă facă trădători, vor curge cuvintele mieroase și promisiunile, minciunile și calomniile. Vor încerca dezbinarea voastră, vor curge deopotrivă asupra voastră amenințările și ura. Veți fi prigoniți, veți simți amarul nedreptăților. Eu vă strig, nu vă lăsați. Cine vrea să învingă, trebuie să știe să rabde. Acum este eroismul răbdării. Al vostru capitan, Corneliu Zelea Codreanu.